Și vreau să arunc în arenă următoarea temă. Vreau să ne uităm la Franța. Nu ne interesează direct problemele lor și nu o să analizăm la sânge ce se întâmplă acolo, decât prin prisma unei proiecții a proprii noastre țări în poate 3 ani, poate 5 ani, poate 2 ani, fără să alarmăm. Problema pe care o are Franța astăzi, o are și Germania, doar că Germania are un surplus mult mai mare, iar România o are, cred că, și mai acut decât Franța. Problema pensiilor. Sunt prea puțini bani pentru câte pensii trebuie plătite. Și foarte pe scurt, situația este în felul următor. Dacă în anii 60, 70, toți acești oameni, partea unui pilon de contribuabili, plăteau un segment redus al pensiilor, pentru că erau mult mai puțini pensionari, astăzi, ceea ce trăim după 2000 mai ales, vedem un număr mult mai mic de contribuabili care trebuie să plătească de data asta mult mai multe pensii, să acopere mult mai mulți plătitori de pensii și asta pentru o perioadă mult mai lungă. Aveam o perioadă de 6-7 ani, în anii 60, 70, 80 și trebuie să susținem pensii acum între 13 și 18 ani în momentul de față. Problema este de fapt una absolut fundamentală. România s-a împrumutat aproape 9 miliarde de euro. Statul s-a împrumutat 9 miliarde de euro în 2 luni. Avem un gap de 1 miliard de euro în ceea ce privește dezechilibrul dintre venituri și cheltuieli. Ce e de făcut, domnule profesor? Legat specific de sistemul public de pensii, el are niște probleme structurale care cu siguranță vor trebui găsite soluții pentru aceste probleme structurale. Trebuiau de mult găsite pe termen lung. Nu poți să repari probleme structurale cu niște situații din acestea disperate, peticeală, pe termen scurt. Deci noi avem aici odată, exact cum a spus dumneavoastră, avem odată speranța medie de viață care crește, avem natalitatea care scade, avem migrația, avem ieșirea la pensia unui număr foarte mare de pensionari și avem această problemă pe care dumneavoastră ați spus-o, și anume raportul dintre angajați și salariați, care începe să scadă chiar sub 1 la 1. Până acum era 1 la 1 și justifica cel puțin ideea aceasta că dacă ai avut salariul acela mediu de care vorbeați dumneavoastră, 4300, primești un punct de pensie, ceea ce e foarte puțin dacă ne uităm cu cât se contribuie pe un salariu mediu toată viața, 35 de ani plus aproape 40 de ani, tu primești cam o treime astăzi pe acel raport de 1 la 1. Orice înrăutățire a acestor lucruri de care vorbeam face ca punctul acela de pensie în final și ceea ce primim noi în final din toată contribuția noastră vreme de 40 de ani la pensie să scadă. Astăzi primim o treime din bani. Deci dacă noi astăzi de la masa asta am începe să adunăm pe un salariu mediu banii cu care contribuim lună de lună și actualizăm cu o rată de dobândă, nici măcar cu un randament de investiții, cu o rată de dobândă, suma finală primită pe speranța de medie de viață pe care o avem astăzi bărbați, femei, sigur cu o mică diferență la femei și bărbați, că ele trăiesc mai mult, ajungem la, pierdem două treimi din acești bani. Adică statul nu ni-i mai dă într-un final. Și atunci acest sistem este nesustenabil. Și întrebarea este ce facem? Sigur că putem vorbi de creșterea natalității, de speranța de viață, poate ar fi bine chiar să o mai creștem, nu să o scădem, că ar fi stupid. Migrația e o problemă, de ce pleacă românii? Și aici avem o problemă. Și mai avem într-adevăr această problemă, ca să știți, care are efect nu doar asupra pensiilor, ci are efect și asupra echilibrului bugetar. Avem foarte multă populație activă neocupată, aflată în zona asta de autoconsum, care nu muncește. Deci, în total, avem 8 milioane și ceva populație aptă de muncă activă care poate să iasă la muncă mâine. Dintre ăștia, dacă ne uităm la contractele de muncă în revisal, muncesc vreo 5 milioane. Unde sunt restul, unde e restul 4 milioane? Ce face? Pare că am ignorat total semnalele din economie. Vreau părerea ta, Andrei, dar vreau să mai arunc tema asta Franței, pentru că mă interesează prin prisma faptului că deja vârsta de pensionare crește și e una din soluții, pentru că dacă nu poți să lucrezi direct la numărul de angajați, iată, mulți versus puțini, care trebuie să susțină un număr tot mai mare de pensionari, poți să reduci numărul de pensionari mergând în jos cu vârsta de
mergând în sus, pardon, cu vârsta de pensionare. Crescând vârsta de pensionare, în Franța de la 62 la 64, acum ca primă temă, se vorbește că pentru a fi sustenabil sistemul trebuie să ia în considerare o vârstă de pensionare de 70 de ani. Sigur că nu e realist, pentru că ar fi un dezastru social în Europa, dar asta arată dezechilibrul sistemului. Aș deschide un pic paranteza, pentru că mi se pare interesant. Modelul de creștere american, modelul de creștere economică din America se bazează pe expandare de salariați. Ei au un model în care ai forță de muncă, toată lumea de pe toată planeta vrea să ajungă în America, să lucreze acolo, să se mute acolo și toată povestea asta. Și dintotdeauna ei au făcut acest model. Europa de vest, văzând avantajele acestui model și faptul că reușesc să atragă talent de oriunde de pe planetă, au urmat la fel modelul american. Acum România, cumva fără să vrea, urmărește același model. De ce fără să vrea? Pentru că noi nu suntem foarte competitivi în zona salarială, exact ce am vorbit mai devreme, dar pare că, cu toate că noi pierdem, exact cum a spus domnul profesor, pierdem foarte mulți salariați români, sau numai că pierdem, exact cum a spus mai devreme, unii nu sunt integrați în zona asta a forței de muncă și statistici arată că nici nu o să-i mai integrăm, deci nu ne mai putem baza pe ei. Ne putem baza însă pe cei care ne intră din Asia de Sud-Est. O forță de muncă foarte motivată, au impresia că vin într-o țară superioară țării din care vin. Nu vorbim din punct de vedere economic sau așa, ci cel puțin măcar din securitate, faptul că sunt în Europa, nu au probleme politice și așa mai departe. Și e de-abia începutul. Adică mi se pare că avem nevoie de mult mai mulți dintre acești oameni să ne expandăm și noi numărul de salariați. Deci, pe scurt, românii noștri care nu vor fi să muncească, nu vor intra. Trebuie să ne bazăm pe... Și așa deci, putem să rezolvăm o parte din problema pensiilor. Doar o singură observație. Sigur că Asia este dezirabilă pentru noi. India și așa mai departe. Vietnam chiar văd că aducem din Indonezia și așa mai departe. Marea problemă a migrației dinspre Asia, și nu este doar a noastră, este și a Europei, dinspre Asia sau dinspre Orientul Mijlociu, este această diferență culturală pe care noi o avem și pentru care trebuie să fim pregătiți. Pentru că noi avem altă cultură, credeți-mă, față de ceea ce vine din Asia. Și cu siguranță o să vedem în foarte scurt timp familii mixte, o să vedem foarte mulți indieni pe aici, o să vedem chinezi, asiatici, foarte mulți prin România, dar care s-au stabilit în România. E parte din soluție. E parte din soluție, dar trebuie să fii pregătit. Sunt multe chestii pozitive. Trebuie să fii pregătit însă tu ca națiune și tu ca societate și guvern chiar să poți să integrezi inclusiv cultural acești oameni la tine acasă. Pentru că ei vor veni și nu vor renunța la valorile lor culturale, la cultura, la religia lor și așa mai departe. Sunt chestii pozitive, așteptăm mâncarea de specialitate în Asia de Sud-Est, care înțeles. Cred că s-ar combina. Eu am atras atenția. Da.